Nu găsim în Moscova original. Se explică, explicabil, adică fiindcă... Cei șase cai, tot acolo sus îi vedem. Oh, ne întâmplă în România, ne sărit în ochi România. Wow! În Ucraina, de câte țările din vest, a fost aprovizionată cu... Am ales, am găsit și, să-i numesc așa, atenții pe cei mai atenți, și vom organiza acuși marea tombolă, da? Da, Pobeda! Спасибо, девушки, спасибо огромное. Și iarăși bună ziua! Salut, salut! Bine v-am găsit iarăși din nou. După cum v-ați dat seama, încă din video-ul anterior, din spusele noastre că facem video-uri când suntem împreună. Da. Din asta, ce înseamnă? Că suntem împreună astăzi acasă. Suntem liberi. Da. Ne-am luat liber, fiindcă avem un eveniment foarte mare. De curând. Da, nu de curând, dar chiar mâine. Este ziua Sabrinei. Da. Și deci pe fundal de ziua Sabrinei și pe fundal de agitația asta de a căuta ceva, am ajuns pe aici, pe unii pe aici. Și ne-am pornit, după ce ne-am pornit, să nu lungim intro-ul, ne-am pornit după niște căști Marshall originale bune, s-au adeverit a fi, dar asta un proces, cât să nu facem intro-ul lung, un proces cât mai îmblăm, mai arătăm, mai vedem pe aici și pe aici, pe dincolo, a să vă povestim atât istoria așa mai pe detalii, mai în detalii. Deci, acum ne aflăm teritorial în centru, în inima Moscovei, deci de ne-am cumpărat noi, arată mai mic, am cumpărat noi în locul la căștile care, un telefonaș, un telefonaș, da. Pune acolo. Și haideți repede să facem, să ne lămurim cu locația. Suntem în fața muzeului Kutuzovski Prospect, deci un fel de, cum se traduce Kutuzovski Prospect, mame, nu știu, vedem în traducere. Și aici se află muzeul luptei de la Borodino, cel mai probabil. Așa, cam. Hai să vedem, că să numărim proști. Da. Așa se numește muzeul Panorama Borodinska Bitva, lupta de la Borodino. Un întreg muzeu pentru acea luptă de la Borodino. Muzeul în sine e foarte mare. Deci eu vă propun să ne pornim, să vedem, să povestim în sine odată deja așa ce am ieșit noi în oraș. Mami, hai povestește și tu ceva, că să nu fiu acuzat că numai eu sunt în rol de magnetofon. Te și să povestesc, nu doar de voi. Ei, dă-ți întotdeauna, asta la tine e cuvântul tău de legătură, nu doar de voi. Da, de ce? Eu spun și sunt pe sufletul meu. Da, ții de tăți, ții doar. Nu doar de tăți, da. Ții de doar, de casă. Mie îmi lumea ne privește, lumea ne pune like-uri, lumea ne scrie și de atâta ne dragă de voi, oameni buni. M-am înțeles. Ți-ești din Moldova, ți-e dor? Ți-e și din Moldova ne dor și de tăți neamurile de acasă ne dor, de mamă, de tată, de tăt ne dor și... Bine, hai acum să o luăm așa mai cu începutul, de unde ne-am și oprit, de la căști. Căști înseamnă că am vrut noi să cumpărăm niște căști Marshall 3. Eu zic, tati, să mergem înspre acolo, să ne așezăm la umbră și să povestim. Nu, mult tare de povestit nu avem noi timp de mult de povestit, că trebuie oamenii și imagini. Imagini vrem, așa zic, imagini. Că de vorghit, vorghește un YouTube întreb. Ia uite, monument frumos le arătăm amuși și ne punem sub dânsă și povestim. Păi, când ai să-i arăți numai binoclul lui Kutuzov, hai că vă-l arăt Kutuzov. Chiar aici, în față, îl avem Kutuzov, așa mai în față, în fața monumentului, muzeului. Mihail Ilarionovich Kutuzov. Ilarionovich? Da. E foarte măreț acest muzeu, măreț, frumos. Cât de frumos lucrat în... Hai mai aproape să-l vedem. Foarte frumos. Da, îl vedem pe Kutuzov pe un armăsar. Așa. Țărănimea în spate, sau cazași. Aha.
da, specifici, soldați imperiali specifici timpurilor napoleoniste. Hai să ne așezăm și să povestim ceva. Ați observat că mami și-a făcut schimb de look? Mami, pune ochelari, mami! Pune ochelari, să te văd, să te văd de o națiune, cât de frumoasă ești tu! Hai! Dar și eu sunt frumos! Și numai tu ești frumos! În primul rând! A, stați că n-am terminat! Crasavcic? Da! Mai în scurt, adică nu chiar mai în scurt, dar să primească chiar destul de lung, ne-am pornit noi să cumpărăm Sabrinii căști. Fata noastră, dacă e pasionată de muzică, a vrut să asculte muzică în căști de calitate. Da? Adică, cum să vă spun, facem, muzică... De fapt, facem așa, noi așa facem de obicei în fiecare an la zile de naștere. Cumpărăm un obiect ceva mai bun, mai calitativ. Nu cumpărăm așa nicuri. Cumpărăm un obiect, dar să fie bun. Să fie bun? Da. Și deci mă oprisem la căștile care Sabrina le vreie într-un fel. Adică, fac o claritate, căști găsim noi și găsim un milion de căști și de la JBL și de la Sony și de la nu mai știu, de la cine și chinezești și mai Xiaomi și așa mai departe, dar anume eu i-am dat îndreptare astea, că hai să luăm Marshall, pentru că e legendar, pentru că e așa într-un stil mai aparte, mai retro, mai cum îmi place mie, și deci hai să ne cumpărăm niște Marshall-uri. De aici s-a început toată aventura propriu-zis a noastră și aici ne-a făcut să ne aflăm aici. Am fugărit acasă doi curieri. Și eu unul de la lucru. Trei curieri am alungat acasă, fiindcă am dat comandă pe internet de Marshall, de chestii din astea de căști. Și îs replici, ne-au adus replici. Da. Nu găsim în Moscova original. Se explică, e explicabil, adică fiindcă în primul rând e scoși din producție, nu se mai produc Marshall 3, sunt Marshall 4. Bine, Marshall 4 cu $100 mai scumpi, dar iarăși foarte, anume la tipul ăsta de căști Marshall, foarte, foarte dezvoltate industria replicilor, da? Producerilor replicilor, anume la Marshall. Chiar și din magazine de lanț, da. Se întâlnesc, citesc comentarii, se întâlnesc cazuri când găsești, cumperi replică la preț de original. Și am venit aici, la dâns, într-un magazin, internet magazin aici, în Puneava, pe Kutuzovski prospect, nu știu cât acolo, 15. Am intrat acolo și deci am ținut în mână un Marshall 4 deja, tot replică și gata, ne-am luat de o grijă, de tăteista și alături acolo mai găsit un magazin de electrocasnici și am cumpărat telefonul. Da. Gata, aici pun punct la tăte. Electrocasnici, de unde am cumpărat telefonul. Așa se numește. Dacă nu se numește așa, lumea să mă corecteze. Gata, pun punct la tot treaba cu Diuni și până unde am ajuns noi cu Marshall-ul și telefonul. Și mergem pe Kutuzovski prospect să vă arătăm și mai este pe Ișiană și să savurați și voi cum savurăm și noi liberul nostru de azi. Deci cam așa ca o locație, ca o locație mai precisă, mai fixă. Într-acolo e Moscow City. Dintr-acolo, cam pe acolo este un cuib așa de oficii, de internet, magazine și tot așa mai departe, undeva pe acolo, Iana, prin unde arăt eu cu mâna. De unde venim noi cu Marshall-ul și nu ne-a plăcut și ne-am dezis de ideea. Aici, Iana, este Kutuzov Călare, aici e muzeul, într-acolo e soarele, unii nouă, unii încurc să facem filmarea. Ăsta e Kutuzovski prospect. Vom ajunge la arcă și ne pornim spre arcă. Ne-am mișcat 100 de metri de la locația 0 de unde eram și suntem chiar la poalele acestei arce de triumf, da? Arca de triumf, așa cam ar fi. Așa se spune, arca de triumf. Iată, aici se află chiar între două benzi, între două piste de
de pe Kutuzovski prospect, din colo și din coace. Curat, ca de obicei. Scările sunt din granit. De altfel, iarăși, ca peste tot în Moscova. Și am ajuns aici. Cum vă spuneam, de două părți în mașini. Patru piste. Lumea e puțină, deoarece astăzi este, nu știu, marți sau miercuri. Azi și zi. Miercuri. Vom trece așa fugitiv. Fugitiv vom trece cu, așa, cu privitul, cu văzutul, cu ale documentatul despre această arcă. Este un simbol a victoriei poporului rus în Отечественная война, în războiul pentru apărarea patriei din 1812. O! 16 tone. 16 tone. Hai să luăm pe rând, mai. Hai să luăm. 28 de metri înălțimea arcii, 12 metri înălțimea coloanelor. Da. Fiecare coloană are 16 tone. Fiecare. Mai mult de 150 de elemente de arhitecturale și decor și decoare și statui împreună. 38 de tone are calesniță, cum se numește asta, calesniță, careta, căruța asta, 38 de tone are. 48 de. Calesnița, căruța zeiței Victoriei Nica. Așa, 44 de gerb, cum se traduce, steme de a guberniilor, cu o greutate totală de 14 tone. 102 ani a stat la porțile U Tverskoi zastavă. Nu știu cum se traduce, mergem mai departe, să nu întindem prea mult. Asta este zeița Nica. Alegoria asta, da. Bine, e alegoria. Hai să o căutăm pe zeiță, zeița Nica. Ia câtă-o, asta e zeița Nica. Zeița Nica cu 6 cai. Bine, mergem mai departe. Antichnii voin. Asta un luptător antic. Tot ce este acolo pe această arcă este așa aici mai îndeaproape pentru noi, pentru voi. Medalions with military imagery. Wow, și frumos vorbești în limba engleză, mami, și frumoasă ești, vreau să dă-ți pup, mami. No, thank you. Într-adevăr, e foarte măreață această, e cum măreață, poate sunt și mai mari. Eu fac comparativ cu Arca de Triunf de la Chișinău, care e mult mai mică, deși e tot e frumoasă. De arhitectură nici nu se vorbește, cât arhitectura aici are foarte multe elemente. Aici cred că de pe timpul Alexandru I. Alexandru I, da. Iată și acei antici. Anticii acolo sus avem scris Triunfalnei Varota, porțile de triumf, hai să fac o traducere așa directă, cei 6 cai, tot acolo sus îi vedem, e foarte mare. Mai și frumos Instagram, fac pentru Instagram. Intrarea lui Napoleon în Moscova. Tac. Intrarea lui Napoleon în Moscova. Pe data de 2 septembrie 1812, armata franceză a intrat în Moscova. Deci ne-am coborât deja de sub această arcă, într-o padziemcă, cum ziceam eu, ceva mai sus, așa o trecătoare, într-un subteran. Și cam așa vom face, efectua trecerea spre o altă locație, de o importanță foarte semnificativă pentru, în general, pentru Moscova, pentru ruși în general. Ne vom duce spre Poclonnaya Gora. Deci iată ne ajungi, nici nu ajungi, dar iată am trecut drumul și suntem, ne aflăm la Poclonnaya Gora. Cam cum s-ar traduce cam muntele plecăciunii. În orice caz,
E foarte mare acest complex. Complexul cuprinde nu cât se vede cu camera, nu cât se vede, cam începe de undeva de acolo, de la Kutuzovski prospect, de unde trec mașinile, până încă după clădirea din prim plan, acolo este, până acolo vom ajunge, ajungem, acolo este muzeul și nu numai, acolo este și cinematografie. Și ceasul, este ora 75 minute, un ceas din flori, cu inscripția Moscova, acolo o zonă verde, unde poftim la păscut iarbă, dacă doriți. Dacă da, la păscut iarbă, la bronzat. La bronzat nu se bronzează lumea, nu. Acest complex în sine este un complex militar. Un complex militar, nu doar cu evenimentele din spate, care așa dau nota luptei din 1812 și văd aici, cred că și primul război mondial, văd și alte uniforme, da, cel mai probabil și războaie civile și primul război mondial. Aha, foarte corect, nu sunt chiar prost tare, da. Eroilor primului război mondial. Aici vom trece pe lângă fântânile astea arteziene din centrul scoarului, dacă pot să-l numesc centrul scoarului, cam așa, cam așa se primește pe centru. Foarte lung, foarte multe fântâni din astea arteziene, iar pe de altă parte avem așa monumente, mai multe monumente, un șir întreg de monumente ridicate acolo în urmă partizanilor, aici flotei Mării Negre, admiralului Octiabrski, indicatoare sunt peste tot aici și foarte, foarte, foarte binevenite, fiindcă fusesemea ceva timp în urmă pe aici și chiar fără de indicatoarele astea poți o dai în bară și scauți mult și ghini și aici îți propui scauți, dar aici aici căuta, fiindcă ceva mai la vale se află un muzeu sub aer liber a tehnicii de tehnică din, și din primul și din al doilea război mondial. Iată, aici avem iarăși eroilor sau comandui și admiral flotei Mării Baltice, trubiți. Și cam așa văd foarte multe. Lumea s-a dezgolit, se dezgolește, fiindcă astăzi, mai ales după masă, s-a așa ieșit și soarele, că de dimineață era foarte posomorât și cu vânt, deși și acum vântul predomină, este vânt, o biserică. Hai la biserică! O, de frumoasă! Foarte frumoasă biserică, într-un stil așa neorusesc. Așa îl numesc eu, poate el are o denumire științifică altă, sau teologic, sau cum se mai numește. Poate are alte denumiri, dar cel puțin că ne aduce aminte de biserica din Tiraspol. Cam tot așa este o biserică, cu așa cu pole din astea. Și nu numai la Tiraspol, dar în mai multe orașe rusești văd așa. Așa biserici, în așa stil. Foarte curat, foarte curat. Piste de bicicliști și mai la vale tot așa este, piste de bicicliști. Da, frumoasă biserică cu mozaic, cum se numește, hram, biserica Sfântul Mucenic Gheorghe Pobedonosiț, biserica ridicată în numele lui Sfântului Gheorghe Biruitorul, cam așa. Dacă ceva îmi cer scuze de traducerea mea pe alocuri poate primitivă, mă strădui să vorbesc mai repede, fiindcă timpul să nu artificial să nu lungim vlogul așa din mult, prea multă gândire, prea multă întindere de vorbă. După cum vă spuneam, complexul e foarte mare aici, un loc foarte, foarte cald sufletelor a multor moscoviți. Foarte mulți vin și să, chiar așa, la o simplă, a face băi de soare, băi de liniște, băi de cineștie, băi de amintiri. Foarte mare, parcă e columna lui Traian, tot cu foarte multe așa sculpturi pe această mare stelă. Stelă se spune asta, măi? Nu pot să spun. Sau și asta, o chestie piramidală așa în sus. Vreau să spun o
informație interesantă. Doar că mai tare dacă da, se poate. Da, doar că mai tare. Tolca mai tare. Acest parc este unul din cele mai mari din Rusia și din lume, care cuprinde 135 de hectare. Numai și mami răsfăit Wikipedia rusească, da, bravo! Da. Oi, dar eu mă uitam de unde? O, Alesia mea, așa de... Bă, da... Nu am eu nicio Wikipedia, eu-s Wikipedia. A, tu singură? Da. Ai, 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 hai să ne ridicăm acolo sus. Flori amenajate în drapelul rusesc. Wow, și de frumos? Da. Deci, cum o imagine cu drona? Aici chiar că da, n-ar strica o dronă, dar de-am data viitoare. Dronă data viitoare. Deci, cum vă spuneam, plus minus ideea cam e aceeași. Da. Ca columnii lui Traian, cu toate evenimentele, scenele de pe timpul războiului, da, mai cel mai așa mai evidențiat se vede al doilea război mondial, după căști cunosc cam așa, da, arată al doilea scenele războiului, al doilea mondial, probabil din partea opusă e alt scenă, din partea mea se vede al doilea război mondial. Aici călare pe cal îl avem pe Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, tăind capul draconului, șarpelui draconului. Simbolizând fascismul. Care, da, da, care simbolizează fascismul. Vedem acolo și un, cum se numește chestia asta, crucea asta nemțească. Sfântul Gheorghe, care decapitează fascismul, draconul, balaurul fascist, da? Și acolo sus, zeița Nica cu doi îngeri trâmbițași. Da, mami? Eu vorbesc corect, da, sau, da, vorbesc îngeri, îngeri. Sau vorbesc călătoria cu gardul? Nu, sunt doi îngeri și ține o coronică foarte înaltă. Are 104 metri, din câte mi-a șoptit mami, fiindcă eu n-am știut că am să ajung azi aici, că să-mi fac lecțiile pentru acasă, pentru filmarea de azi. 104 metri, impunător, extraordinar, înalt, foarte înalt. Și iarăși optește mamei că are 25 de tone de bronz. Tot complexul sau doar Nica? Statuia de sus are 25 de tone, nu complexul per general, doar zeița Nica cu cei doi îngeri. Venim dintr-acolo dinspre, de la poalele. De la poale e foarte puțin spus, până la ajunge la orașul futuristic ăsta, Moscow City, este încă mult drum de mers. Așa pare că e aproape, dar e foarte departe ca atare. Venim dintr-acolo, Kremlinul, îl lăsăm în pași pe Kremlin. În partea asta avem Kievski Vokzal, da? Acolo, într-acolo, chiar exact unde arăt eu cu degețelul meu frumos și fermecat și drăgălaș, chiar acolo, sub acele trei clădiri care se văd, 1, 2, 3, chiar acolo la poale este ambasada României. Ia că acolo e ambasada României. Una din multele clădiri zgârie nori, staliniști, una dintre ele, nu știu, probabil este Hotelul Ucraina, cel mai probabil e Hotelul Ucraina, acum Radisson. Și vom căuta să intrăm în muzeu, după cum spuneam. Și mergi la muzeu? Da, nu, că e scump. Și e de râs când ai să te duci aici să vezi. Dar și dacă mă duc la piață, numai decât trebuie să cumpăr. Da, intră, dar și să vezi, Nică. Am ajuns, vedem așa, pe așa, că eu am fost eu acolo, știu eu și acolo. Dacă și focul veșnic, aici. Aici stau elevii care... Cadeții. În timpul școlii, da, adică vin cadeții și stau aici. Aici stau cadeții când e școala. De practică, da? Pentru a, nu practică, dar pentru pentru a îmbărbăta, pentru a da, nu știu, a, pentru patriotism sau a pune ei cultura asta de patriotism, a însămânța în ei patriotismul. Ne întâmpină două tunuri. Am venit, suntem deja mai sub poale. Iată-l cum arată, foarte mare. Sau un fel de arc. Așa într-o semilună, arcuită, așa o clădire arcuită. Și vom încerca, cum se numește, hai să o luăm noi, cum se numește oficial această clădire. 1941,
scrie acolo, ne întâmpină primele. Și se numește Muzeul Central Великой Отечественной Войны. În cinstea Marelui Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945. Și ne întâmpină niște uși masive, foarte masive, așa uși le mai întâlnim și pe la metrou, la metrourile vechi, din centru vechi, masive au câte o tonă, mai glumesc, dar foarte, foarte masive, foarte grele, din lemn masiv. Și vom intra, deci aici ne întâmpină așa. Здравствуйте. Da. Можно да нам спустя? Да. Так, hop. Deci după un amplu control așa mai un amplu amabil control la intrarea din în acest muzeu, ne vom coborî cam așa se efectuează controlul aici, detectoare de metale și ne vom coborî în muzeu. Ne întâmpină o cafenea, acolo garderoba, acolo WC-ul și ieșirea, pe unde vom ieși. Și se numește Central Cafe, o cafenea centrală, unde avem ce avem. Hai să vedem ce avem. Hot dog, deserturi, carne de porc, conservă de porc, Muzeul Pobedy. Așa, hai, logotipul. Nouă de sine dat gratis când am fost. Da? Gratis? Gratis, da. Din frișcă, da? A, nu. Nu, asta e din... Asta e porc, conservă de porc. Oh, șpiță este militară. Hai să vedem cât costă biletele. Am și vedem. Acolo ce avem? Avem fel de fel de băuturi rusești, Baikal, kvas, ciocolate de la Crasnii Octiabri. Hai. Aici se vând biletele, hai să vedem. Hai să vedem cât costă biletele. Здравствуйте. А сколько стоит билет? 300 рублей входной билет, главное здание, самостоятельный осмотр. Есть еще два интерактивных зала, куда только с экскурсиями. Вот последняя экскурсия сейчас будет уходить в 19.30 и в 19.40. И сколько стоит? 500 рублей экскурсия плюс 300 входной, 800 на человека. С гидом, да? То есть получается? Только с гидом, да. 6 рублей. С недущим вообще? А, десертом на номер, да. Хай, давай, да. Кать маме кумпоры. О, а сейчас кельнер и пилок. Am trimis-o pe mame după bilete. Luăm două bilete de 300 de ruble fără ghid. S-o porniți să cumpere bilete fără de card. Chiar acum vom merge acolo. Dar până una alta, haideți să facem cunoștință cu magazinul muzeului. Da? Și ne propune magazinul și găsim, adică aici, în fel de elemente patriotice, de pe timpul celui de-al doilea război mondial, numai decât îl găsim aici, pe domnul Putin este. Avem fel de fel de lozinci, băuturii nu alcoolului, des întâlnite înainte, erau așa lozinci din astea, nu alcoolului. Și spune acesta. Da, tu încă nu te-ai abonat? Mai avem așa care iarăși patria mamă ne cheamă, zice abonați-vă la Planeta Rădeanu, abonați-vă că uitați-vă cât suntem deja. Aici iar încă un placat sovietic, unii ne arată. Dacă nu ți-a plăcut vlogul, nu comenta. Ai văzut ceva? Interesant? Nu uit. Prorab na galerach. Prorab na galerach. Carte. Aha. Bună, cărțului. Probabil despre viața lui Putin. Iară. Despre Jucov.
Кажется, мой скурт, где дитяматика. Шала, ты бы взял наш цифр спорт с кумпи, да? Анчентру пиарбат с мутной скумпи. Да, да, анчентру пиарбат лангокремлин с май скумпи. Рад кум с билет. Пашара, ты дал билет, иди 300 рубли. Да. Хоп, хоп. Шай, шай. Оп. Ай, шай, ю. Оп. О, все, получилось. С чего лучше начать? По-вашему? На нашем этаже диорамный комплекс, его лучше осматривать слева направо по часовой стрелке. Ага. Слева направо. У каждой диорамы есть QR-код. Там, если его сосканировать телефоном, это аудиогид по данной диораме. То есть у каждой свой QR-код, своя история. От Москвы до Берлина дойдете, наверх еще 3 этажа. На каждом что-нибудь найдете. В 8 часов и в 9 на втором этаже в зале Славы 10-минутный проекционный фильм на куполе здания. Это очень красиво, поэтому хотя бы в 8 или в 9 попадите хоть на один сеанс. На втором или на третьем? Второй этаж, зал Славы. Спасибо. Каждого часа. Спасибо, спасибо. Интим, аша, интим, аша. В музыке де фундал, фуарт, аша. Куши не чепим. О, интим, пене Румыния. Не салитым оки Румыния. Аколо, у карты, у харты. А Румыния, шам бас таколо Басарабия. У мамай пореклешти луме Басарабия. Си еще нам плащи не супореклеск, аша. Трэля принц тяла роши. Ага. Ops, așa s-a început a doilea război mondial. Tetul a început de la Hotaru, aici în Polonia, și Uniunea Sovietică. Tetul a început de aici. A, și, din, de, și de aici, și de aici, și de aici, deja dinspre România. Dinspre România, da, trecând Prutul, vrând să ajungă la Odessa. Trupele Germanie, da? Poze de la Odessa, Chișinăul n-al văd. Și am ajuns la Smolensk, ca antitank. Asta? Da. Băleu, sucari tătă ziua. Deci trebuie să fac? Da, până, sigur. Bitva pod Stalingradem. O, Stalingrad, o, Stalingrad. Foarte important, 42. Malinovski. Sau cine este? Еще на Ленинграду. Ленинграду. Апарария Ленинградului, апарария Санкт-Петербургului de acum. Ферească Dumnezeu. Ферească Dumnezeu. Foarte frumos, foarte frumos, calitativ, foarte calitativ, da, calitativ, așa un 3D, un 3D, parcă ești acolo, parcă ești scenă, parcă faci parte din tot episodul ăsta din 43. Haide, dar și trebuie să vedem la etajul 2? Un minifilm. Dar pentru ce ne trebuie nou un minifilm? Aici suntem la etajul 2, dar hai să ne uităm până și aici. Da, câte minute mai avem? Hai să vedem ordinele medaliile care... Cele mai valoroase ordine, medalii, ordine sau medalii sau cum să mai numesc. Mm-hmm. Așa la Iana, cred că e distincția, medalia, pobeda, victoria. Da. Și e mai scumpă și Iana, nu știu dacă autăți, mai tine care numai Jukov, Stalin și nu știu, din mareșalii ăștia Malinovski. Asta vorbesc așa mai mult cu presupuneri decât cu ceva documentându-mă de undeva. Acolo ei știu doar că e din rubin, asta e rubin adevărat, 1, 2, 3, 4, 5, din rubin adevărat, și din, și da? Din cu almaz, briliant, da? Mm-hmm. Briliant sau almaz, toată astea, clar că nu o să vă mai spun câte anume, câte diamante și tot așa mai departe, pentru că acolo trebuie să documentez. Da, mai este Suvorov. Ordinul Lenin, Ordinul Suvorov, așa cred că... Din Astiană la bunelul meu avea o grămadă la bunelul meu. Ordin Pobeda, despre care vorbim eu de acolo. De acolo, Ordin Pobeda, iată-l, simbolul victoriei.
și cred că primul випуск, спеціальний випуск, де дата 9 мая 1945, міркурі а фост, 45 9 мая, спеціальний випуск, кум страдуші мамі, ну що, едиції спеціала, о, указ Азіарului, победа, да. Unii ne spune, unii este da, tipărit actul de capitulare a trupelor germane. Iată-l aici ne este scris. Nu o să fac să pierdem timpul, mergem sus, văd că lumea se îndreaptă spre sus, se vadă ceva, nu știu și, dar hai să vedem și noi. Oh, wow, mai, da, de altfel, da, multe clădiri din Moscova cam sunt stilul ăsta măreț, începând de la stații de metrou până la muzee și școli și biblioteci și universități. Am o fotografie aici cu Emilia. Știu, am văzut. Da. Aici am văzut așa copii, frumos. Aici sunt toți generalii, toți militarii, toate cadrele militare de vază de pe timpul războiului mondial. Cred că despre cinematografiile astea se merge vorba. A, aici cred că secvență din film. Aici lumina și se arată din film ceva. Ага. Hai sus, vedem și acolo. Мы наследники победы. Noi suntem urmașii victoriei. Nimic nu se uită, nimeni nu este uitat. Așa scrie acolo, pe această mozaică. Acolo deja este... Machet când se e Reichstagul. Aici e în... Nu e pe aici intrarea. Da, hai să vedem. Sunt curios cum s-a arborat drapelul pe Reichstag. Masiv. Tot e masiv. Aici nu știi? Wow! Băi băieți, băieți, și frumusați! Ordinul Victoria. Și aici, Ana, aici sunt orașele eroi a Uniunii Sovietice. Începem cu Odessa. Cam toate aceste orașe care le vedem acolo sunt și sub zidurile de la Kremlin, care de foarte multe ori, dacă mă urmăriți, le-ați văzut, de multe ori vorbesc despre ele. Odessa, Sevastopol, Smolensk, Tula, Stalingrad, Leningrad, Moscova, Kiev, Minsk, Brestskaya Krepost, cetatea Brest, Kerch, Novorossiysk, Murmansk. Orașele care care au avut de suferit cel mai tare din urma cotropitorilor nemți, fasciști. Ostașul sovietic stă în centrul sălii, aici, ținând în mână o cască, sub cască, o ramură de, nu știu, de măslin, spun așa, așa mi se pare mie. Drapelul Victoriei, simbolizator a Victoriei, Federația Rusă și Uniunii Sovietice, probabil, sau la Moscovei, nu știu. Aici jos avem... Aici este această sabie, am ușa ajungem până la dânsă să vedem date biografice despre această sabie. De unde vine această sabie? Vine de la președintele Federației Rusiei, Yeltsin, pentru Muzeul Central. Pentru Muzeul Central, așa, de la Yeltsin, în cinstea, această sabie este făcută cu Alexandru Nevski, așa, pe această teacă, unde scrie că e foarte mare și calitativă, cu Ordinul Victoriei.
această scrie aici, această sabie simbolică este făcută de către locuitorii Tulei în cinstea, memoria a 50 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului. Domnul, liniște, o liniște totală. Foarte frumos. Calitativ frumos. Mami, cum ți-a părut? Calitativ? Super. N-am cuvinte. Foarte frumos. Prezint frumos. S-a prezentat frumos. Foarte frumos. De-o dragoste să asculti, să privești cu așa imagini calitative. Unde ai spus că ne uităm acolo la împărtășie? Aici e Ana să intră. De aici se începe războiul, hai să facem altfel. De aici se începe războiul, Brest, cetatea Brest, de la hotarul cu Polonia, cu Uniunii Sovietice și marginea Uniunii Sovietice și deci și cam așa ajungem la Berlin, acolo unde se arborează drapelul Victoriei. E foarte frumos acolo, e foarte frumos. Sunt exponat de... Îți vine spânși. Îți vine spânși copii de pe front. Văd aici că se începe ceva. La 18 plus, adică pentru cei mici, și principala sala se numește nazismul obișnuit. Adică priviți un cum arată un nazism. Nu știu ce semnifică toată treaba asta.
Ага. Probabil prin, prin da nici nu înțelege. Aha. Aha, despre, despre Donbass, așa, un fel de un ungheraș cu Donbass, cu Ucraina. Da, 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 da. Da, 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 da. Așa spune așa, din nou, în Ucraina, de câte țările din vest a fost aprovizionată cu 750 de tancuri, 425 reactivne sisteme. Cifre, cifre. Așa, aici avem. Vă voi arăta imagini fără comentarii. Comentariile sunt de partea voastră. Rămân după voi comentariile. Aici este deci o sală cu o filă din istoria nouă, din istoria nouă, intitulată deci nazismul obișnuit. Deci, așa cum ați văzut în imagini, se află aici în muzeu această filă, Muzeul Victoriei, alături de celelalte epizoade din, din istoria militară a Rusiei, a Uniunii Sovietice. Am luat toate scările la scărit, să vedem unde ne urcăm, unde ajungem. Așa e alt filă, probabil, de istor. O alt filă. Aha, o filă proaspătă, asta e o filă foarte proaspătă. Cred că mai multe informații aici, vezi, vei găsi aici mai multe informații. Ori și acolo. Клип, патриотичный клип под песню «Шамана». Ага. Вы под ванной, да, где Юрка? Да, нет, там вы, транслируется клип, и в какой-то момент вы тоже в нем появляетесь. Потом его можно по QR-коду сохранить. Угу. Так, маме, кто интересен? Да, готовитесь. Ага, вон фиг партия клипа «Лулю Шаман», да? Cântărețul, cine nu știe cine e șaman, este un cântăreț foarte, 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 foarte patriot, așa, faci cântece patriotice, mulți Rusia îl știe, în Rusia toți îl știu, poate și voi îl știți, și mami. Cumva nimerești știu în el și atunci poți pe QR code, poți să-l salvezi, da. Aha. Hai să vedem și noi, vreau să știu și eu, și eu, și o parte din clip, n-am fost niciodată prin videoclipuri. Ah, poate la dinte, șaman, pe ziul. Da, acolo fost stai șaman, așa, după drăperiile astea. Cam așa vom sta și noi, pentru a apărea în videoclip. Astea sunt condițiile, pur și simplu stai și camera scanează, filmează, după care vedem mai încolo. Mergem, mergem, așa, hai să vedem și cum ne explică. Между нами, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Бьется сердце, наша вечная память.
Все? Да. Переходите по ссылке. Смотрите, видео будет загружаться на 15.20. Когда оно загрузится, появится вот здесь рядом. Открываете и сохраняете. Если через 15 минут не появилось, страничку обновите. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. Гата, маме салват. Видеоклипул. Гата, сунтем ши ной. Вон фи ши ной партия видеоклипулу лой шаман. Тот нож ты? Noi, care, da, este în cauță rudele care au luptat pe front. Toate chestiile astea în electronici de aici din față la noi, dar noi dacă suntem proști și nu știm cum să ne folosim, da, deci pe alocuri... Noi știm cum să ne folosim, noi nu știm pe rădăcinile, nu ne le știm. Păi e rău, tot ies că suntem proști. Că dacă nu știi cum... Într-un cuvânt, tot prost ești. Dacă nu știi cum îl cheam pe Bunelto... Aici noi terminăm călătoria noastră. S-o desfidanie, spasiba. Gata. S-o amurgit, măi, fraților, măi, de când suntem aici, am stat noi vreo două ore în desfidanie. Băi, deja s-a lăsat țara, să știi. Am intrat prin față, am ieșit în culisele muzeului, clădirii, deci am lăsat fasada în partea aia, acum suntem în culise. Cam așa arată culisele acestui complex. Partea din spate. Încet cu încet să las amurgul și iar încet cu încet să Moscova capătă alte culoare. Încet cu încet să prind și luminițele de la fântânile astea arteziene. Iată și muzeile despre care vorbeam eu, un aer liber. Hai să intrăm la Haladok. Здрасте. Așa, да? Хурум, 200. Да, можно нам тоже? Один американо, да. И ты будешь тут? Да нет, ничего не буду. Воды хочу. Водичку возьми. Возьми хотя бы добрый, возьми фанту. În legătură cu toate scrisorielile, toate tombola, toate cu cine găsești, pe cealaltă îl scriu, îl menționez și așa mai departe. N-am uitat, toate în rucsac, toate avem aici, toate e făcut. Am ales, am găsit și, să-i numesc așa, atenții pe cei mai atenți. Și vom organiza cu marea tombolă, da? Pe cine îl vom menționa în formă scrisă. Dar vom ieși afară. Ieșim afară? Da. Hai să ieșim. Nu, vreau să ieșim afară. Hai afară. Hop. Am luat cafeaua și cum vă spunem, vom găsi marele câștigător. Cumva trebuie să-l găsim, cumva. Mami, și scoți atenție, mari atenție. Marii urmăritori, marii atenție ai canalului, filmulețului anterior. I-am strâns acasă așa de dimineșoară, așa frumos, m-am pus și eu atent, i-am căutat cine au fost și mai atenți. Și avem, ne-am însemnat atât aici pe foiță. Avem așa o listă, hai să-i menționez pe toți care totuși au fost atenți, au găsit ceva timp pentru a mai face și matematica. Deci îi voi menționa pe toți 11 și sunt ei Lămâița Vranciu, Boldis Silvius, Dragoș Cătană, Cezar Bălan, Daniela Iepure, Mihai Antoce, Sorana Dorneanu, Gabi Dinu, de altfel și membru al canalului nostru. Mulțumim, Gabi. George, Irina Lupeș, salut Irina Lupeș, un vechi și fidel urmăritor al canalului, și Dragoș Florin. Iată lista, care dimineața așa frumușel am ales-o, am căutat și am găsit.
Care au răspuns corect. Care au răspuns corect și au răspuns, au găsit, ne-au spus suma. Cât să aici? 11. Avem 11 bilețele. Tot frumos, i-am făcut frumos rulad, așa frumușel, sârguincios. Și alegem unul? Da. Facem așa, așa și alegem unul? Da, da. Numerică. Dar știți, eu ce zic mai bine? Ce? Să nu fie pe urmă suspiciuni că ei, voi aveți preferați, semni și cumva semne, da? Vreți să aveți, am ușa să-l puneți pe Gabi Dinu, că el e membru, sau pe Irina Lupeș, că e fidel și nu știu cum acolo urmăritor de ani de zile. Ce mai bine vom face ceva neutru. Vezi acolo două fetițe care beau clas și vorbesc frumos. Și nu propun să lor să spui să stragă câștigătorul? Da, da, da? Și ți-e rușine să știi? Da, mi-e rușine, da. Hai, tu ce, da. Hai, să mă duc. Ia chiar să mă duc așa, așa frumos cu cutia asta mea. Hai. Tax. Succes! Da. Ой, девушки, а можно к вам? Вы мне не поможете? Да, что сделать? А? В общем, вот тут у меня я ищу победителя. Ищу победителя, и мне нужно вот как бы извне нейтральный. Выбрать, да? Да, выбрать. Выберите, пожалуйста, одного и... А кто должен выбрать? Да без разницы, хоть на Энни, Бенни, Рики, Факи, Турбо, Урбо, Синьки, Браки. То есть кто-то один? Кто-то, да. Должен один быть победитель? Да, один победитель, да. А из вас двоих? Так, оп. Ну, прочитайте, что там написано. Давайте прочитаем, что здесь написано. Что там написано? Болдис Сивас, правильно? Сивиас. Да, я плохо писал. Болдис Сильвиус, да? Сильвиус. Болдис Сильвиус. Победитель, ура! Поздравляем, Болдис Сильвиус! О, аплодисменты, да. Болдис. Победа! Спасибо. Спасибо, девушки. Спасибо огромное. Не за что. Хата. Ламлот пе Болдис Сильвиус, да? Ну, дать с воротом, кто сантец айш? Вот, ну, сидим по фаиц в хорате, да? Мы сидим к фаиц, тоже Болдис Сильвиус. Да, Джорджи есть, ловим пе Джорджи. Ловим пе Габи Дино. Сорана Дорняну. Интром финал, сун тот, стать лиништиц. Шакума бине, ам факут нума жумай де трябы. Da. Acum mai rămâne joastă jumătate de promisiune. Promisiunea a fost că... Îi afișăm? Păi eu cumva vă scriu pe un... N-are importanță. Pe un gard, pe un Kremlin. Vă scriu pe o biserică, pe ce? Da, cu scrisul cam alea că m-am încherbântat eu, cu scrisul pe pereți, pentru că aici iarna cam nici bicioașe, nici chiștoașe nu văd pe jos. Și nici avizuri și nici anunțuri nu văd încleiet pe aici iarna. Și cred că cu scrisul cam s-o o lăs mai moale. Da, mi-am luat de acasă un toc, o foaie, un marker scotch, da, lipici și cred că mami spor la muncă. Hai, scoate și scrie. Ia vedeți ce am făcut. M-am pornit cu capul în straist. Tate, uitați și foaie de acasă, o foaie frumoasă și curată și era, am unit noi, am avut principalul unele... că era pregătită așa, da. Un cartonaș albă, frumos, am uitat-o, bine că n-am uitat măcar farfișele și lipiciu l-am luat. Da, asta, da. Și am lipit noi așa, am avut un carnet cu mine și am lipit niște foiți. Și s-o primit așa. Și că și masa asta murdară aici de tot ce vrei. E principalul efectul. Da. Începem. Salut, scrim așa. Mă scrie mare, mășcat, mare, frumos, da? Mășcat. Așa. Salut. Salut. Și creionul tău tot scrie frumos și bine. Ai luat o carioca foarte bună. Ai gata, n-am mai evidențit așa că s-a-l pichel. Gata, ai mort. Salut. Nu scrie prea. Poate invers. Nu, nici invers. Invers e nici atâta nu scrie. Nici carioca noastră nu scrie, oameni buni, tati, nu știu ce fac. Ai să mănânci și ganii de la mine. Trebuie să mă duc la doamna asta de aici, la chioșc, să rog să-mi dai un pix. Așa, mai trecem o dată. Gata. E bun așa? Da, da, i-am pun.
De dragoste. Așa? Da. Salut din Moscova pentru Boldy Silvius din România. Pentru Boldy Silvius din România. Приехать. Я тебе дом кукурузу. Poate Boldy Silvius nu e, nu se află în România, poate în altă parte, dar pentru mine tăți îs din România. Pentru mine tăți îs din România, deci cred că nu super, n-a super Silvius, că i-am spus că din România, dacă cumva nu se află acolo. Pentru mine tăți îs de acolo, îs din România. Bine, am uiană bună, treaba asta am făcut-o. Am ușei mai grei însărcinare. Unii sunt un client. Ca aici nu... Da, nici nu te duci mintea și nici capul, mai ales că locul ăsta e istoric. Hai să căutăm. Hai. Și mami. Îmblăm să căutăm? Hai să căutăm un locșor pentru salutul... Lui Boldy Silvius, da. Din România. Da. Între timp cât căutăm noi locușorul Isteană, care cam cu greu o să-l găsim noi, mai vedem cum e Moscova, se vede nocturn, așa de aici, de la Poklonnaya Gora. Vă reamintesc, suntem la Poklonnaya Gora și nu știu unde să-l încleiem noi toată treaba asta, dar cred că să vărșim noi acuși un act de huliganism nu prea grav, nu prea grav. Deja am pus eu ochiul pe ceva. Mami, gătești scotch. Oh, ia da, spune-mi aici, Ana, la cafe Vâsata Pra... Oh, pune-mi aici, mami. Da, scotch. Un loc de cinste, pe o cafenea Vâsata Prival. Oh. Cafeneaua asta trebuie, probabil, în deschidere. Boldy Silvius va fi primul care a deschis cafeneaua. Da. Hai. Hai, pune mani. Se vede, nastup, salut. Așa, e bun. Suntem huligani, mani. Acte de huliganism. Huligani de la Moldova. Strângi instrumentele, parcă ești din 13 druzii Ocean-a. Da. Te-ai pornit la spart bănci cu instrumentele. Hai, Silvius! Mai sus, mai sus! Vadă toată lumea, toată națiunea. Așa. Mai și înclei Guinness și înclei, nu mai desclei. Se vede foarte bine, ia uitați așa frumos. Centru. Boldis! În centru! Boldis! Extraordinar! Un loc, ți-am ales un loc nici de periferie, din inima Moscovei. Din inima Moscovei, un loc super! La revedere, Boldis! Silvius, la revedere! Te las aici cu ghini, rămâi la Poklonnaya Gora! Da, da! Davai, davai! Gata, mergem acasă, încheierea o facem de pe telefon, nu mai avem baterie la cameră. Cum s-a primit, așa s-a primit încheierea, da? Precis că calitatea e la zero. Se diferă, da. Faci ca așa. Dar să știți că de pe telefon de lemn, așa terminează telefonul de lemn. V-am pupat, vă mulțumim, ca de obicei, tradițională mulțumire, fiindcă ați ajuns cu privitul, cu urmăritul până la minutul acesta și vă așteptăm. Notați-ne, puneți niște like-uri. Notați-ne, dați-ne de la 9 la 10 deodată, da? Puneți-ne like, abonați-vă dacă vă place, v-am plăcut, de distribuit nu mai îndrăznesc și cam asta a fost completul, da? Ca de obicei. Ca de obicei, vă mai așteptăm. Asta a fost. Felicităm încă o dată câștigătorul. Numai decât. Pupu! La ora 11 seara s-au anunțat Boldis Silvius, s-au anunțat artificii în Moscova. Dar numai că rău că trebuie să nicim acasă, dar vezi, filmăm și artificiile în cinstea câștigătorului, dar de-am data viitoare.
Bine, dragilor, cam asta a fost. V-am pupat de aici, din Moscova, și până la noi, viitoare. Până la noi, întâlniri. Pa!